Avem aici... N-am făcut niciodată așa ceva, nu mi se cred. Dar o să mă aștept colegele cu... partea de față. Da. Eu vă mulțumesc, sper că am meritat să stăm câteva ori împreună. Ideea e că toată lumea funcționează dacă treci la acțiune, de aceea că se numește planul de acțiune. Și dacă mâine aplici ceva din ce ai învățat, din ce am spus eu sau din ce a spus cineva dintre... Ce? Avem și chipul, da. Lucrurile cresc. Suntem aici să susținem absolut tot ce se poate. Suntem oameni, lucrăm cu oameni, înțelegem oameni. Vă mulțumesc! Dacă sunt întrebări, suntem aici. Sunt și fetele. Nu am întrebări. Da. Dacă aș alege să merg pe platforma voastră și aș avea nevoie de o particularitate specială la site-ul meu care nu este neapărat în... care nu este dată, aș putea să o am? Pe pachetele Enterprise putem... Doar pe cele Enterprise, da? Da. Da? Există posibilitatea de a avea un singur magazin online, dar să privesc pe două firme? Nu. Dacă înțelegi o firmă de facturare, care este o entitate juridică. Bun, să duci. Dar poți avea două magazine online care vând același lucru cu aceeași firmă? Da, poți să ai și 10. Avem aici, cred că avem 10 magazine. Să vezi ce am? Da, avem 10 da, magazine. Să vândă același lucru. Poți să le vinzi la același lucru, da. Este legat pe un legat. Da, da. Da. În curând, am vrut să facem acum, dar noi vedem toate aceste lucruri care, la prima vedere, la prima strecare, suntem mult mai serioase. Suntem răspunzători de peste 1100 de business-uri și vrem să ne asigurăm că atunci când o punem live, așa punem noi, merge live, lucrurile sunt cât mai stabile posibil și, în același timp, se descurcă un număr cât mai mare de utilizatori. Pentru că sunt oameni tehnici care înțeleg, care nu ne-au contactat niciodată pe suport, sunt oameni care sunt la început și noi vrem să ne asigurăm că lucrurile sunt mai simple pentru toată lumea. Altfel, de regulă pot să vină 70-100 de solicitări în prima oră când facem un release nou. Și va avea componente drăguțe, care sunt componente din platformă. Nu putem și nu vrem să ne batem cu alte soluții care sunt special dedicate pentru bloguri. Dar considerăm că ce aducem la blog este strict cu impact pe business-ul fiecăruia să ajutăm să vinzi mai mult. Adică aceste pop-up-uri vor merge la nivel de categorie de blog, să poți să corelezi și mai mult conținutul pe care îl faci tu acolo cu produsele pe care le afișezi sau cu landing-urile tale. Hello World și toate tool-urile de marketing, butonul de cumpărături să fie cât mai bine integrat între ele. Alte întrebări? Bun, da. Sunt doi roboți care nu sunt acum. Da, urmează să lansăm robotul pentru CRM, unde o să faciliteze înțelegerea echipei față de clienții existenți. Să știi, e fiecare om nou care ajunge la tine în companie, cum să lucreze cu clienții noi, să vadă niște lucruri, se trigere. Pentru că știm care este antreprenor și are câțiva ani de antreprenorat, experiență, știe provocarea number one, este forța de muncă. Cu salarii, cu oameni pregătiți sau nepregătiți, mofturos, mai nemofturos. Și atunci noi, cu toate aceste tool-uri, încercăm să înlesnim, să simplificăm tot procesul ăsta care este greu în anumite situații. Și goboții de merchandiser, de exemplu, avem oameni care au spus, ai salvat două salarii, mulțumim, adică când au auzit, a fost wow. Deci lucrăm la cel pentru CRM și la cel pentru Facebook. Să facem Facebook Messenger, Facebook Chat Messenger în platformă. A fost început proiectul, l-am oprit din două lucruri. Una a fost Facebook, doi, procesul de simplificare. Adică vrem să folosească lumea în mod cât mai simplu, fără să avem un mie de întrebări 24 de ore. Da? Da. Avem un robot. Da. Și pe mine cel puțin m-ar ajuta, poate sunt și alți colegi în situația asta, cu comandă de consumabile, care este aceeași comandă.
Este foarte bună opțiunea de split order. Mă ajută să emit AVB-ul, de exemplu, dacă schimb măsura sau ceva, dar rămâne prima factură și dacă se poate implementa, copiază comanda. Adică să... Am înțeles. Da, să ține cont pentru cei care se mai dau să am folosit. Noi avem roadmap în platformă, unde fiecare client poate să vină cu ideile lui. Dacă sunt lucruri ok, noi le facem semi-publice pentru clienții noștri, unde fiecare idee venită de la oricine poate fi votată și noi ne facem timp să dezvoltăm respectiva funcționalitate pentru toată lumea. Unde vin lucruri foarte punctual, posibil să apară costuri sau posibil să fie un timp mai mare pentru lansare. Dacă este o singură solicitare dintr-o mie, focusul va fi unde sunt procentual 10-20%. Dar urmărim ce se întâmplă la toată lumea, vrem să ajutăm să mulțumim un număr cât mai mare de clienți. Știm că pe toată lumea, toate statisticile noastre și a tuturor spun că este mai greu. Dar pune, folosește... Mai sunt clienți care vor consumare și atunci nu mai putea să intrăm pe toate datele de facturare. Doar dai copiază comanda, mă duc și, nu știu, la mână și și acum să mă ieșim peste el și urmează să... Să poți să emiți factura, să emiți o singură. Înțeles. Urmează să facem și un fel de emisiune, putem spune. Nu cred că o să fie chiar lunar, dar să facem live-uri împreună cu Ioana. Ioana se ocupă de roadmap-ul nostru. Ea este șefa și acolo, să prezentăm toate solicitările care au venit și de ce vrem să le punem. Adică vrem să fim cât se poate de transparenți. Lucrurile se întâmplă, este nevoie de puțină muncă, înțelegere, spus, lucrăm cu oameni, pentru oameni, de gen. Da? Da, vorbesc, acum poți să le emulezi, dacă folosești landing page-ul care ai și toate tool-urile puse la dispoziție. Nu este acel funnel care există aplicația specială despre care toată lumea știe, pentru că puțină lume reușește să facă conținut și să promoveze produsul atât de bine încât să fie nevoie să-l utilizeze. Ne uităm foarte mult la lucrurile care ajută direct clienții noștri și pe care le folosesc. Pentru că am dezvoltat, să vă spun și cum este procesul de dezvoltare. Când am dezvoltat prima dată pop-up-urile, nu, altul o să vă spun. Am dezvoltat lucruri care noi le consideram foarte ok. 2-3 clienți le foloseau, le-am discutat cu ei și spun ok, facem, o să le folosim și nu s-au dezvoltat. Nu s-au folosit destul de mult și n-am avut un consum imens de resurse să facem treaba respectivă. Când am lansat prima dată pop-up-urile, am zis, hai să vedem ce se întâmplă. Noi lucrăm gen startup, gen MVP, să vedem, le lansăm în piață fiecare future, fiecare idee pe care o avem. Vedem în ce măsură se utilizează, pe urmă îmbunătățim. Adică poate să vină idei, băi, am văzut și nu putem concura niciodată cu o aplicație specializată în pop-up-uri sau în absolut orice pe care noi o facem undeva la 80% din performanța respectivă. Noi suntem și rămânem platformă de e-commerce. Și îmbunătățim constant. Atunci am spus îmbunătățim pop-up-urile, acum, într-adevăr, au trecut probabil un an, dar l-am făcut editor să poți să faci absolut cum vrei tu. Mai vrea să îmbunătățim Hello Bar, se îmbunătățesc temele, se adaugă teme noi, se facilitează integrările, adică se lucrează intens. Da? Se face un stoc tampon în platformă. Vezi cât este și scade din platformă. Scade, depinde, dacă tu ai folosit plata prin card, s-a facturat, s-a dus. Dacă este ramburs, iar se trage din cont, ți-l scade, pentru că nu știi, teoretic, de când ți-l plătește. Dacă îți cumpără 10 și tu ai 5, nu e ok. Ce face stock tampon și lucrează pe gestiunea platformei. Păi se face sincronizarea cu gestiunea la 24 de ore și Smart Bill la 24 de ore le face... Deci se sincronizează automat în punctul nostru de vedere. Bun. Să vedem ce fac fetele. Da, va fi cu răzuitul în față. Completați dacă vreți formularele. Vă aștept și pe grupul nostru. Avem un grup, e-commerce cu Comag. Două canale de YouTube, podcast, Academia Comag, unde avem resurse
Noi, prin ce facem, vrem să eliminăm scuza că nu se poate ceva sau nu avem acces la informații. Am avut, dacă pot spune, plânge prin viață că dăm foarte multe informații. Probabil este așa, sunt oameni care cer la aceste informații, dar eu vreau să ajut clienții. Vreau clienții români să fie mai special, să poată să crească. Dacă clienții noștri crește, noi creștem. Altfel, nu știu, ține pentru noi, nu facem nimic. Da? Va fi bine și pe echipa. Mai urmează să facem chestii drăguțe, strict pentru clienții Comag. Acum am făcut-o pentru comunitate, poftim? Dar o să facem și întâlniri și alte acțiuni, strict pentru clienți. Și nu o să fie doar acțiuni virtuale, pentru că știm, se fac lunar, cu webinare pentru clienții noștri, că avem niște programe. Dar o să facem și altfel de acțiuni, în offline, strict pentru comunitatea noastră. Care să fie mai mult orientate pe partea asta de business, operațional și lucruri serioase. Adică toate lucrurile sunt serioase. E no bullshit, acesta este și numele la carte. Adică e ok să vorbim, să fim motivaționali, să vorbim de succesul altora, milioane, milioane de euro, piețe. Ok, dar noi ce putem să facem și ce buget avem ca să ne raportăm la lucrurile respective, la informațiile respective. De că fiecare a început de jos. Mama avea o vorbă, de mic crește omul mare. Adică și noi, din 2005 până în 2012, n-ați vrea să știți ce poveste am făcut, dar probabil avem unul dintre cele mai tehnice și mai solide background-uri tehnice. Fiind și din Baia Mare, a fost nevoie să facem lucrurile altfel. Și pe alți bani și mai așa. Deci, n-a fost simplu. Dar am... Eu și partenerul meu suntem foarte tehnici, ele. Și știu că nu există nicio provocare tehnică pentru el, deci orice rezolvare, mâine, peste 3 zile, peste 4 zile, orice provocare are o rezolvare, el este mai așa, mai compătat, este, nu prea este nici în public, nu e așa. Dar am siguranța că toate lucrurile sunt stabile, sunt la locul lor. Și el nu lasă niciun release, încă este în încăperea cu dezvoltarea și suportul. Ne-am reduce în echipa, mai la spațiu și eu sunt dincolo cu partea de marketing și suntem atât de securizați încât eu nu am acces la anumite date de pe IP-ul meu decât dacă trec dincolo. Și asta zic, am făcut foarte, foarte multe lucruri care ne-au ajutat să fim mai stabili și să facem dezvoltările mai cu cap. Și asta ne-a ajutat să fim implicați în și proiecte mari, la început am avut doar proiecte mari, vorbeam, ne-au avut implicații cu clienți mari. Am avut și magazinele noastre, dar ne-a ajutat să înțelegem cum putem face tehnologia să impacteze business-ul. Și acum, de câțiva ani, am început să vedem și noi partea asta de antreprenoriat, să ne uităm la cifre, să analizăm concret ce se întâmplă. Și asta cred că este un mare avantaj și pentru clienții noștri. Adică pentru noi este că am învățat să facem bani, vorba aia. Dar tot ce facem noi, tot ce știm că funcționează, putem să dăm mai departe. Putem să spunem cum să folosești platforma să-ți consolidezi business-ul, să-ți la scalare, de aceea este și etichetul, suportul pe etichet, pentru că au fost cazuri în care în 6 luni, în magazin online, a schimbat 8 oameni. Dacă erau convorbiri telefonice, am făcut și convorbiri telefonice colegele mele într-un an, cu 11 oameni diferiți de la aceeași companie. Și cine este câștigător? Nimeni. Nici compania respectivă, care a vorbit 10 de ore cu noi la telefon, și nici noi. S-au vorbit 10 de ore. Și atunci, când ai absolut toată discuția pe un suport digital, electronic, adică și pe care am început de făcut, au fost cazuri în care, pur și simplu, s-au dezvoltat proceduri în firmă pe baza e-mail-urilor și schimburilor de e-mail. Dacă n-am fi făcut asta, n-aș vrea să fi spus. Și multe altele, adică sunt lucruri care se pot vorbi în public, sunt lucruri care se pot vorbi când facem întâlnirile de la erări. Dacă mai sunt întrebări, de aici. Noi o să mai venim prin București, să mai facem întâlniri. O să mergem și prin țară. Vreau să cunosc mai mulți clienți și aici am cunoscut, vă mulțumesc. Și nu sunteți din București? Nu, sunt din Baia Mare. Am auzit, dar am crezut că poate... Nu, suntem foarte mulți aici, mai ales eu. Mulțumesc, Armon. Sunt destul de frecvent aici, lunar, de două ori pe lună. Mai mă cheamă urmă să vreți la evenimente, că eu tot dau din casă și îmi pot să lumea șmecherii pe internet, spun oamenii. Noi nu mai am făcut servicii de marketing, am spus tot ce se poate, ce vă puteți imagina și nu vă puteți imagina. Am făcut tot marketingul și ăla etic și ăla. Și... da. Noi am ajutat clienții să scape de stoc.
Acum, noi nu ne focusăm pe platformă și consumăm multe resurse. Practic nu mai vorbeam, nu mai alergăm după clienți de marketing. Și atunci putem să dăm orice din casă, să ajutăm lumea să vândă, să spună lumea că suntem minunați, facem cont de marketing pe toate canalele și cam asta e povestea. Nu știu ce să spun. Vă mai spun. Da, n-a fost la noi, nu știu ce mai a fost la noi, deci. Da, n-a fost. Dar vă aștept și pe restul. Și Florin? Și tu, da. Și vă mai așteptăm, adică noi venim aici, vreau să cunosc, noi mai punem pe grup, băi, sunt acolo, dacă vreți să ne vedem, am mai fost și leași, am făcut nu știu cât și mai mergem acolo. Da, să fie interacțiune, adică să fim și proactiv. Și pe comunitatea noastră, am spus, sunt și oameni care știu, sunt și la început de drum și putem să-i susținem, pute, cu un sfat, cu două, mă întreabă lumea, cum să fac aici la magazin, ce să fac? Multă lumea așteaptă răspunsul de la mine. Ok, eu da, dar mi-aș dori și să văd așa o implicare. Avem și vorbește toată lumea de ecosistem. Noi am făcut un ecosistem, dar dacă nu se crește un ecosistem, credeți-mă, am făcut partea de partener. Am băgat zeci de agenții de marketing care să ne ajute clienții să vândă, să facă ceva acțiune. Este și acolo provocare să-i fac să devină activ, pentru că fiecare are provocările lui. Am făcut, nu știu, asta cu evenimentele, am făcut multe, multe lucruri ca să facilităm întreg ecosistemul ăsta și să spunem altor business-uri cam ce s-ar potrivi lor. Încă sunt lucruri de făcut. Dar ideea că se poate, chiar dacă suntem în Baia Mare, acum câțiva spuneam, băi, nu o să reușim, adică toate lucrurile se întâmplă în București, majoritatea clienților, într-o vreme, 98% din business-ul nostru era din București, păi acolo merg la un eveniment, stau la o bere, se recomandă trei agenții de platforme, oameni de marketing, zic, păi, n-ai mic de greu. Și eu trebuie să facem mai mult conținut. Și vorbind de conținut, am profitat întotdeauna de trendul respectiv, de aceea spuneam că atunci, în marketing, cu toate schimbările, trebuie să profiți de oportunitatea care este de schimbare respectivă. Eu personal am descoperit SEO din greșeală, în 2005, când am avut site-ul în 2005. Spuneam, am optimizat eu ce făceam, web design, creare pagini în Baia Mare. Păi vreau să fiu ce place mai din Baia Mare. Și pe urmă ce fac? Păi ok, nu știam de trafic, nu știam absolut nimic. Asta este promovare, site, promovare și adăugam site-ul peste tot unde scria treaba asta. Păi mi-am dat seama că am apărut în Google. Păi am descoperit SEO și tot procesul. Pe urmă am început să scriu pe blog. N-am înțeles eu care treaba cu blogurile, dar în 2007-2008 am început să scriu pe blogul meu. M-am transferat pe Silvia atunci, da. Pe urmă am început să fac canal de YouTube, am început să merg la conferințe, mai filmam, am început cu greu să vorbesc eu, pentru că eram foarte introvertit și vorbeam atât de tehnic, încât mă înțelegeau doar colegii din industrie, să nu spun competitori. Mă întâlneam la evenimente, felicitări, am văzut articolul ăla, erupt tot. Ăla zic, da, mulțumesc. Și toată lumea spunea, faci content marketing, faci bani, dar eu nu făceam bani, știi? Și mă gândeam, băi, când o să vină? Și făceam iar articol, am stat și 18 ore să fac un articol. Lucrurile nu se întâmplau, pentru că eu scriam de la specialist, pentru specialist, doar să-mi dau seama, băi, clientul ăsta nu înțelege nimic. Și exact asta făceam și prezentări. Mă chema lumea să vorbesc, hai, Cosmin, că tu știi. Și prezentam lucruri mișto, din punctul meu de vedere, dar erau prea multe cu... Nu, asta este help-ul. Deci asta... Adică așa ceva de genul. Intri acolo și faci aia și așa, dar poftim. Da. Știi? De aceea am adus mai puține lucruri de gen. Și am adus așa, adică rezultatul final. Să înțeleg și mai bine clienți. După aia s-au schimbat lucrurile. Eu am început să fac videouri. Cam la fel a fost. Am avut canalul meu de YouTube, sunt aproape pe la 3000. Și acum am început să transferăm și pe GoMag, unde apar videouri și cu colegele, cu tot ce se întâmplă acolo și cu partea de suport, să scalăm cât mai mult conținutul care se face. Deci l-am testat pe mine să-mi iau eu toate la personal, în jurătul să lucrez el. După ce am văzut că funcționează, l-am dus pe platformă, pe urmă în business, să zic așa, pe urmă am dat mai departe clienților. Că să nu există scuze că nu se poate, că nu știu, adică aia vreau să mă... Sunt din Baia Mare, a fost al dracului de greu, dar lucrul începe să se întâmple, știi? Și când ești deschis pentru comunitate, mă spus oameni, băi, de acord, mă aveam credere în voi, pentru că voi sunteți acolo. Zic, băi, noi suntem din 2005, probabil tu acum vrei să-ți faci firma și mă întreb, adică sunt mult mai mari șanse ca eu să fiu peste 20 de ani decât tu să fii, pentru că majoritatea firmelor se închid în primul an, asta știm. A trecut, cred că, prin tot ce a fost mai greu. Cu oameni, cu business, cu absolut orice. Felicitări, foarte bine. Mulțumesc. Mai multe, deci a zis, băi, ok, hai să vedem, vorbește mai transparență, să spui lucrurile, să spui, ăștia suntem, nu știi? Nu poți să vină aici să motivezi, uite, poți să faci aia, vii la noi pe platformă, dacă nu te implici, platforma te ajută. Cum sunt unii care s-au lansat și au fost oameni care în 4 zile au avut 5 comenzi,
Au fost oameni care în 4 zile au avut comenzi de 20.000 de euro, ne-am văzut eu. Au fost oameni care într-o lună au avut comenzi de 150.000 de euro. Se întâmplă lucruri. Tu nu ești acela, depinde cum îl folosești și cât te implici. Sunt oameni care așteaptă. Dar totul este despre acțiune. Știi că cât de determinat e să faci ceva. Și spuneam fetele că nu o să vorbesc de vorba mea de săpire, dar să vorbesc. Pentru că eu mi-am propus să ajung sub o anumită greutate până la acest eveniment și am reușit. Eu merg așa, frecvent, destul de frecvent la sală, dar nu a funcționat așa. Și am zis că am început să-mi tai de mâncare. Am făcut toate dietele posibile și am început să mă promotez. Băi, trebuie să fac, dacă eu mi-am propus că pot face treaba asta, o fac și am făcut-o. Deci. Ce să mă povestesc? Să vă spun, hai să spun despre echipă, că eu sunt eu. Deci aici suntem noi. Aici este Călin, unul dintre cei mai vechi oameni, spun că unul, pentru că Adriana face acest an 10 ani în companie, Călin face vreo 8 ani. Mai avem echipă de... Andreea este aici, Reama, și aici suntem noi la ieșiri. Aici este Milu, care face front-end, se ocupă de partea de fața site-ului. Și sunt acțiunile care facem, adică team building-uri și ieșiri și lucruri de genul. Adică investim foarte, foarte mult în echipă, de aceea trebuie să facem și video-uri să-mi vadă oamenii, clienții, că noi avem echipă care știe să facă lucruri și nu toate lucrurile trebuie să țină de mine. Toate discuțiile despre toate proiectele le cunosc fetele, eu cunosc două, trei punctual unde cunosc clientul. Pentru că, apropo, și eu am o familie, am doi băieți și nu pot să stau să fac suport și chat pe Facebook. Îmi scriu zeci de oameni, de aceea la profilul meu personal mi-a spus că nu răspund pe chat, nu pot, sunt asaltat de zeci de oameni în fiecare zi. Am avut și pe sus și nu pot, deci fizic nu se poate. Plus nu e scalabil, nu. Nu e pe profilul personal și am făcut-o să nu mai pot adăuga oricine. Eu pot să discut, dar mă întreabă fel și fel de lucruri, mă întreabă oameni de suport. Cum să fac asta? Nu pot să fac. Sunt niște oameni care se ocupă de treaba asta și când ne uităm peste suport, v-am spus, când apar 3-4 solicitări pe aceea speță și nu avem documentație, noi o facem. Se face prima dată scris, își face Adriana timp, Adriana a făcut aproape toate videourile cu voce, care voce așa mai frumoasă, și vrem să scalăm, pentru că dacă mai apare situația undeva, îi dăm un link și se descurcă, adică sunt oameni care fac în weekend, sunt noaptea, lucruri de gen. Altfel este destul de ciudat. Și mine întreabă, ar merge produsul acesta? Nu știu dacă ar merge, adică nu pot să fac, am făcut webinare, am făcut articole, am videouri. Și ne-a spune, uite ce să fac, aici am un video, dar n-am timp eu să mă uit la video, spune-mi imediat. Eu ce bine am, adică, și mai spune și de asta, n-am eu timp, adică, băi, fraier, știi? Eu vreau să discut cu toată lumea, să ne deschis și analizăm, pot să vin cu sugestii la absolut oricine. Și lucrurile astea vrem să le facem publice. La un moment dat am dat o vreme zeci de sugestii și am făcut videouri la nivel personal. Asta este lumea, ok, hai să facem. Și niciunul nu mi-a spus mulțumesc. Da. Aici, ca să Andrei, mulțumesc. Adrian. Și am spus, băi, nu mai pot să fac așa ceva. Pot să fac lucruri care ajută pe toată lumea. În caz unde există o situație care se poate repeta, sunt de acord să fac un video, dar cu condiția să-l facem public pentru comunitate. Dacă cineva se uită să folosească lucruri de gen. Pentru că altfel e aiurea. Și oamenii așteaptă când spun întrebare să dai soluția magică, știi? Bă, uite, dacă dai click acolo, se întâmplă. Dacă dai mai mulți click, se întâmplă. Și dacă urmezi niște pași, după aceea se supără pe tine, mi-a dat să fac aia. Dar știi, pur și simplu te uiți încă în niște părți. Când am început să le spun concret lucrurile, n-a funcționat. S-a supărat, am luat-o personal, că am eu ceva cu brandul respectiv. Când am început să dau exemple, uite, ești în același niște cu Xulescu care face niște lucruri, sau care are notorietate, sau se întâmplă ceva acolo și te-ai putea să faci asta. Da, nu prea am timp de așa ceva. Nu e problema mea că ți-am spus ce se face, ți-am arătat că cineva o face, pentru că tu nu ești mulțumit, tu vrei mai bine de acolo și nu mai timp, nu vrei, nu ai buget. Unde vrei să o scăpare și nestea mine. Atâta. Da, se întâmplă, v-am spus și noi toate dezvoltările, absolut orice tool, orice chichiță care se face, vrem să ajute să vinzi mai mult, pentru că este direct interesul nostru. Și temele care sunt făcute acolo sunt analizate și resanalizate și studiate pe o parte din clienți, să vedem ce și cum funcționează. Când vii cu foarte mult input de ego, pentru că tu vrei așa ceva, că e de suflet pentru tine, s-ar putea să nu mai
placă audienței tale viitorii doi clienți și să nu funcționeze lucrurile. Pentru că dacă ne gândim așa noi, fiecare intrăm pe câteva site-uri, în fiecare an le cunoaștem și avem aproape aceeași experiență vizuală peste tot. Exact la fel se întâmplă și în cazul clienților. Intră undeva și când vede așa o schimbare majoră, nu ești wow. Ce se întâmplă și de ce este altceva. Adică am intrat într-un magazin online, am intrat încă pe 10, 9, pentru că mie este 9, și aici este altceva. Nu o să spună wow, o să spună X. Și o să spui Cosmin, avem bounce, ceva nu funcționează acolo. Mi-a spus unul că ar trebui să schimb. Nu te-a spus cineva că ar trebui să faci o campanie mai bună, trebuie să fii atent la niște lucruri, să vezi cum te poziționezi și de ce pleacă oamenii aia. Sau să te uiți mai atent și să te uiți așa de afară, că dacă tu te uiți în oglindă, o ești cel mai frumos. A, ești Zeus în Olimp. Dacă mai vine unul lângă tine, sau una, și bă, nu mai este. Dacă mai vine încă cineva, sunteți trei. Acum, care e cel mai? Dacă mai vine încă 10, exact asta se întâmplă și în sine. Și bă, ok. Pe care aici? Ala, bala, portocala. Tu simt? Păi, nu știu asta. Se spune de amuzie, pentru că e funcție de nișă, sunt mulți pe fashion, dar sunt care folosesc alte teme, dacă au mai puține produse, pentru un tip de produs, folosește alta, o customizează și sunt diferite, adică fiecare vine cu inputul lui, până vede că ceva ar trebui schimbat, știi? Prima dată, toată lumea are din prezent despre că este cel mai bun. Știi? Mi-am dorit în tot vreme să fiu cel mai tare om tehnic, să știu fiecare chestie. Băi, și așa știu, băi, nu m-a ajutat cu nimic, pentru că erau alții care făceau mai mulți bani decât mine. Și mi-am dat seama, băi, eu nu pot să ajut clienții așa, pentru că nu, ceva nu e ok, am o scăpată. Știi, de-o vreme aia spuneam, băi, fălătoare, mersi, da. Și trebuie să vezi, asta bun asta, dar sunt mulțumit de ce se întâmplă, nu? Mâine, ok, dacă fac exact lucrul ăsta, se întâmplă ceva. Dacă faci același lucru, nu se întâmplă. Sau poți să ai odată noroc, să meargă un lucru bine. Asta nu înseamnă că ai descoperit secretul. Peste 6 luni este la fel. Adică de-aia vorbim de scalabilitate. Ați avut un moment în care ați vrut să renunțați? Da. Păi a fost online de greu și... Am crezut așa noi. A fost nebunie. Nebunie, curaj. Am spus ce am mai spus. Au fost ani de zile în care colegii, echipa, angajați, cum se numim, mergeau cu mai mulți bani acasă decât noi. Așa se eu, de foarte multe ori, am venit la București cu trenul, adică n-aveam bani, recunosc. Ne-am arătat fetelor, ieri când am ajuns, un hotel unde am stat la un moment dat. Venisem la un eveniment și nu eram pe la început. Și nu știam, nu era nici Uber, în fine, nu cunoșteam Bucureștiul. Și am stat la un hotel lângă gara. Mi-am lăsat geanta acolo, umblam cu dita mai geanta când ceream la cămașă, și acum a fost așa, să mi-am lăsat acolo. Păi sunt mai comod în tricou, adică. Și a fost atât de aiurea acel hotel, încât nu m-am dat jos din pat. Am făcut duș și m-am pus în pat și am stat acolo. A fost momente și a fost ani care nu am făcut bani. A fost acum câțiva ani când au plecat mai mulți programatori din Baia Mare, din Baia Mare, s-au dus în Cluj. Și am rămas, atunci făceam soluții custom la cum doreau clienții. Păi așa a fost al naibii, pentru că am avut noroc atunci venise Călin și el a tras una și ceva și noi făceam bani din marketing și puteam pe el să stăm cu fața sus clienților și au fost probleme, da. Dar eu m-am întâlnit, am fost la întâlnit cu clienții chiar atunci când au fost probleme. Adică nu am fost, nu răspund la telefon. Pot să spun că nu, vorba aia, nu am tras seama niciunui client. Dacă au fost probleme, nu le-am rezolvat, am plătit mai mult, au fost lucruri care nu le-am văzut, au fost lucruri în care am greșit noi, în sensul că nu am știut să punem problema, nu am știut cum să monetizăm, ce să cerem și cum să ne vindem. Și au fost oameni care au știut să facă afaceri, au profitat de treaba asta de pe noi și asta e. Și când am început să vedem lucrurile, s-au schimbat. Și au fost momente când am zis, băi, dar trebuie să te uiți acolo. Băi, ceva undeva scapă. Pentru că, ok, tu ești mai etic decât papa. Nu vrei să superi clienții. Adică chiar vrei să fii ok. Faci lucrurile. Stai mai mult. Și nu se întâmplă ceva. Undeva trebuie să schimbi ceva. Și atunci, ok, cu abonamentele, cu astea lunare, ok. Lumea spune, băi, dar voi sunteți, e foarte accesibil și alții dau mai scump. Băi, modelul fiecăruia.
pentru alții e foarte accesibil, pentru alții e foarte scump, alții spune, ar trebui să faci altfel, eu n-am spus nimeni cum să-și facă business. Am spus, dacă a avut undeva o provocare și ceva nu merge, uite, ai putea să faci asta, să faci asta, făcut asta, a, nu, că nu mi se pare ok. Ok, dacă trebuie să mă să spun că nu se pare ok când eu știu că am aplicat-o în trecut sau aplic la mine și funcționează, nu sunt mentor, nu sunt motivațional, nu sunt speaker, nu sunt așa. Niște lucruri le-am făcut tehnice, adică... Dacă mai hai să stau așa, că nu sunt eu așa. Gata. Dacă mai simt ceva, eu sunt aici. Da. Blogul pe urmat, ce despre care vorbeai, cum a zis, să apară, o să trebuiască să fie completat cu conținut, da? Da. Sunt... posesori de platformă sau utilizatori de platformă care poate au deja blogul. Da, deja acum, conținut poate fi transferat sau nu știu dacă o să vedem, nu știu dacă o să facem un tool să le tragem automat, depinde de ce se întâmplă. Eu cred că cei care deja au blogul pe altă platformă, care sunt la noi, probabil o să prefere acolo. Momentan spun că îl dezvoltăm, probabil să-l faci manual transferul, el una și faci de direct cu 301, vedem. Dacă nu vreau să promit doar pe o discuție, că a venit aici să spun, ba, mi-a rupt pe Cosmin, am putut să o facem. Dacă o facem, din punctul meu, dacă facem automatism, probabil o parte spună, bă, wow, sunt foarte ok. Dar dacă spun, s-ar putea să-l facem și nu-l facem, să spun, a, ai spus atunci, dar n-am spus. Că nu facem niciodată overpromise, niciodată. Puteți să veniți la noi pe platformă, că altfel nu va veni. Deci să ne mutăm pe platformă. Da. Puteți să facem migrare. Se poate face. Da, da. Deci este și acela bilețel. Trebuie să da, la curajele de spate. Cu drag, trebuie să mergem. Mulțumim frumos, a fost plăcut, constructiv. Mulțumesc, cam asta era ideea.